Bună seara, bună seara, iar începe Brambureala. Bună seara, Radu! Bună seara, Claudiu! Bună seara, oameni buni! Îi dau din nou bătaie, ca în fiecare seară, multe subiecte de bârfă, multe subiecte de discutat din lumea politică, din lumea mondenităților, a VIP-urilor și din sport. Ne-am obișnuit și ne facem noi așa un țel al nostru, fără să fim băieți chiar așa de răutăcioși. Dacă căutăm din lumea sportivă subiecte care mai deloc sportive, ca să zic așa, și am găsit în seara aceasta, bănuie deloc frumos. Și uite, chiar vreau să încep cu titlul acesta, Radu, pentru că e vorba de o rușine națională și ne-am obișnuit noi de câțiva ani buni încoace, pentru că avem în fiecare zi numai rușini de astea naționale, dar uite, asta e chiar urâtă rău de tot. În prosportul de astăzi, rușine națională, l-au prins furând și l-au exclus din lot. Cum pierde România unul dintre cei mai promițători jucători? Radu, vreau să te întreb, tu, colegul Radu nu prea e el cu fotbalul, cu sportul, el e cu partea politică, iubește politicienii acolo. Dar poate știi, poate ai auzit de episodul acesta. În urmă cu foarte mulți ani, Dănuț Lupu, ți-ai cunoscut numele? Da. A fost mare internațional, jucător de mare talent. Ultima oară mi se pare că a jucat la Rapid. Și pe la Rapid și pe la Dinamo, la multe echipe. Nu-i vorba de unde a jucat Dănuț Lupu. Dănuț Lupu, dacă nu mă înșel, prinsese un contract prin Grecia și a fost prins furând din magazin, la propriu. Știi? Adică ciordeles? Adică, da, a vrut să împrumute pe o perioadă mai îndelungată, așa. Și ce erau prețurile cam mari atunci, în perioada aceea. Uite că după ani de zile, un alt fotbalist, nici nu-i știu numele, bine, e un puștan de la Tineret de acolo, dar urât, l-au prins furând și l-a exclus din lot. Acum se pune întrebarea, mă rog, ca la noi, dar de ce l-au exclus din lot, mă? Ce dacă l-au prins furând din magazin, mă? Dacă e jucător bun, nu știi că la noi merge chestia asta. Păi adică, da, normal. Nu, ideea se spală. Da, dacă omul era foame, nu era normal să-și ia și el ceva? Și la casa de marca și-a dat seama că de fapt acel ceva trebuie să-l plătească. Nu știu dacă e vorba de mâncare, dacă era foame. Uite, e vorba de un junior de la CFR Cluj, am găsit. Răzvan Began, jucător junior la CFR Cluj. Vezi? Și era și vegan. Adică? Nu? Began, așa-l cheamă, da, Răzvan Began. Am crezut că era vegan. Vegan, nu știi? Nu știu. Ăla care nu mănâncă, hrana trebuie să nu fie băgată în foc, știi? Nu fie încălzită, procesată și alte chestii. Nu știam. Eu am crezut că era vegan, că de asta... Mă gândeam că am mâncat mâncarea directă și bac. Deci legume crude, fructe, da, exact. Și carnea tot crudă? Nu, îți dai seama că era carnivor, vorba. Da. Răzvan Began, junior la CFR Cluj, a fost exclus din lotul României sub 19 ani, după ce la ultima acțiune a naționalei a fost prins furând. Portarul, e portar, puștulică. Portarul de 18 ani fusese titular în toate partidele de pregătire de la națională și ar fi urmat să plece în perioada imediat următoare la turneul de calificare pentru campionatul european din Georgia. Păcat de el, că s-a mișcat foarte bine, dar cu hoții nu poți să stai la masă. O să ne concentrăm pe cel de-al doilea portar acum. Au declarat surse, normal că e vorba de surse. Dar uite că nu găsim detalii, sunt curios ce s-a întâmplat, ce a făcut el, pe ce a pus mâna. Dar uite, vezi, portar. Înseamnă că, cred că din instinct, mă, de fapt el n-a vrut să fure. Dar fiind portar, cred că și în magazin a vrut să se antreneze, știi? Se pregătea echipa națională, campionatul european. Eu cred că au căzut niște produse după raft și în momentul în care au căzut, cel din instinctul lui să le prindă, le-a prins și știi că portarii, ca să nu vină alții să le ia mingea, tot timpul țin lucrurile în brațe, știi? Adică mingea. Da. M-au uitat să-i dea drum. Adică, sincer, eu cred că n-a făcut nimic greșit. Ba, a făcut, băi, Radu, pentru că dacă toată lumea spune, da uite, caut și nu găsesc. Ce a făcut el? Unde? Și pe ce a pus el mâna? Da, în fine, e lungă povestea în prosport. Pentru curioși, intrați în prosportul din seara aceasta și găsiți aici povestea cu puștulică ăsta. Un portar de viitor, dar se pare că după povestea asta nu mai e deloc plăcut viitorului. Bun, lăsăm partea asta negativă din sport și trecem la rubrica preferată a colegului Radu și anume politica. Și rubrica preferată a noastră a tuturor, mai ales în ultimul timp și în următoarele cel puțin cam două luni, așa, pentru că în această campanie electorală pentru fotoliul acela călduț de la Cotroceni, zi de zi avem parte de breaking news-uri și de știri senzaționale. Și începem cu nimeni altul decât actualul premier, Victor Viorel Ponta, care
Se pare că e băiat de treabă în ultimul timp, fii atent, băiat de treabă față de noi, de jurnaliști, așa. De ce zic lucrul ăsta? Fii atent ce am găsit, Radu, în Jurnalul Național, Victor Ponta ne spune: ar trebui să aibă dreptul să comenteze actul de justiție cel puțin jurnaliștii. Nu poți trata justiția ca un text biblic. Ce părere ai? Da, îți pare corect. Adică chiar are grijă de noi. Trebuie să ne protejeze. Corect. Premierul Victor Ponta a susținut că ar trebui să aibă dreptul să comenteze actul de justiție cel puțin jurnaliștii sau persoanele implicate direct în dosare, punctând că nu se poate trata justiția ca un text biblic sau ca șaria. Trebuie să recunosc mea culpa. Ce e șaria? Ce e aia? La ce se referă? E un fel de mâncare, cred. Nu cred că e un fel de mâncare. Aia e cu de toate, altă. Ia urma, nu? Da. Ne mai spune domnul premier: în ianuarie am făcut niște declarații pentru care am fost sancționat de CSM. Am spus că am înțeles și nu mai comentez niciodată public. Această interdicție asumată nu trebuie să existe la mulți alți oameni care pot să comenteze. Nu poți trata justiția ca pe un text biblic sau ca pe șaria. Cred că jurnaliștii sau cel acuzat pot să comenteze. Să extinzi interdicția către presă mi se pare o exagerare. Justiția nu va avea de câștigat bușind comentariile. Până la urmă, nici eu nu mă simt jignit dacă cineva are o atitudine critică la cum guvernez. Este mai important dreptul democratic la exprimare, a mai declarat domnul premier. Asta, pe final, declarația aceasta: nici eu nu mă simt jignit dacă cineva are o atitudine critică la cum guvernez. Trebuie să recunosc că eu nu o cred așa în totalitate. Eu cred că domnul Victor Viorel să considera că e guvernator la american, probabil. De asta spune, a guverna, nu știu ce. Eu știu un singur guvernator așa mai cunoscut. Ce are mușchi? Neam Mugur. Băi, mușchi nu are. Nu. A, zici de... Arnold Schwarzenegger. Acolo, United States. Da. Păi da, dar nu mai este. Da, nu mai este. Fost guvernator. Fostul guvernator. Nu, mă referam la guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Da, probabil că își dorește și el să ajungă acolo. Dar crezi că poate să ajungă vreodată acolo? Nu cred. Victor Ponta? Niciodată. Nu știu, poate, nu poate, dar nu știu cât de mult și-ar dori sau își dorește lucrul acesta. Când ai toată viața un salariu foarte mare și foarte șmecher, spun eu. Nu cred că e vorba de salariu, e vorba de problema asta cu gestionatul banilor. Nu vezi că e complicat la guvern acolo, dar rămite la Banca Națională a României. Și că ar fi mult mai mulți bani de care să ai grijă pe acolo. Deci ar fi mai complicat. Ce ți-ar plăcea să ai grijă de toți banii de acolo? Sincer nu. Deci sincer chiar nu. Pentru că, bă, suntem români, bă, știm cum e treaba aia, nu? Da. Să ai grijă. Băi, ai grijă o zi, ai grijă două. Băi, un an, doi, dar nu se știe. Știi cum te văd eu pe tine? Ți-ai pune niște mânuși. Da. Și ți-ai fixat adeziv pe ele. Mi-ai fixat adeziv da, pe mânuși? Ca să nu te vadă nimeni. Cred că ai duce până când fac rătă și zice: n-am furat eu, s-au lipit de mine. Da, mulțumesc colegului Radu pentru o reclamă. E bine că noi nu candidăm, sau mă rog, eu nu candidez, căci această reclamă cred că nu m-ar fi ajutat prea mult așa. Bine, ar fi fost posibil 2-3 voturi chiar să fi venit în plus. Deci mă mai gândesc, da. Uite, ca să zic și public așa gluma interesantă, știi, legată de numele tău și de... Mi se pare foarte smecher, știi? Sunt Claudiu Drăgotoiu și beau vodka cu butoiu. Sunt frate cu Văcăroiu și păi nu știu, continuă butoiul. Vreau să gulez butoiul. Da, vă promitem că o să anunțăm într-una din emisiile noastre și relativ recent, când își va lansa colegul Radu primul volum, dar nu știu, e de beletristică sau cum, ce va cuprinde exact? De bere tristică. Da, asta e bună, într-adevăr. Dar fără alcool, bineînțeles. Și da, m-am apucat de sală, deci sportul meu preferat se numește hal bere. Am niște mușchi, numai de aia de un litru care. Hai să rămânem la partea de politichie și mergem, Radu, pe meleaguri străine.
Mă rog, nu sunt chiar străine, dar o să înțelegeți imediat de ce zic lucrul acesta. Noi te-am găsit în Adevărul din această seară, un titlu foarte interesant. Suntem la curent de ceva timp cu o chestiune care se numește autonomie. Kelemen Hunor, despre autonomie. Claudiu, dă-mi voie o secundă, că vreau să cânt. Am o melodie în cap. Te rog. O Zosep, chele mea, că le cătec, dacă baga, adică de căpec. Asta e nou hit al iernii sau cum că nu? Nu, este noua melodie a lui Kelemen Hunor pentru candidatura la președinție. Și e oficială treaba, nu? Cât se poate de oficial. Nu te uiți la fața mea? Tot o chestie oficială, vă spuneam în Adevărul din această seară. Kelemen Hunor spune: ce dorim nu e împotriva României. E pământul nostru natal, dar vrem să ne păstrăm identitatea. Dar de ce ai schimbat accentul? Păi am încercat să-l citesc. Vreți așa să fii român cu accentul ungur? Am încercat să-l citesc pe domnul Kelemen Hunor. Kelemen Hunor, candidatul UDMR la președinție, a răspuns setului de întrebări formulat de jurnaliștii de la Adevărul. Multe întrebări, încerc să spicuiesc așa. Uite, începem cu politica externă. Politica externă, din păcate, lăsând gluma deoparte așa, de ceva timp încoace, în jurul nostru așa, Rusia-Ucraina nu-i deloc frumos. Și referitor la politica externă, domnul Kelemen Hunor a fost întrebat: veți milita pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia? Bună întrebare. Domnia s-a răspuns: eu întotdeauna sunt pentru dialog și cred că orice relație bilaterală trebuie așezată pe parteneriat și dialog. Sunt convins că discutând se poate găsi o soluție pentru România, astfel încât să nu fim în conflict cu Federația Rusă. Nu cred că este în interesul nostru să fie o tensiune permanentă cu Rusia, dar nu cred că acest lucru trebuie făcut în afara cadrului instituțional. Din nou, adică, trebuie să recunosc, nu am prea înțeles, Claus, exact. Adică nu se face chestia asta la un șpriț. Se face la două. Să întâlnească la un șpriț cu Putin, să: ai frate, hai să o dăm frumos, pac, ce facem? Uite, hai, ne combinăm cu voi sau cu americanii sau, până la urmă, hai să vedem ceea ce facem, știi? Nu, adică trebuie să fie un cadru din ăsta așa foarte serios, unde se întâlnesc delegațiile oficiale, strâng mâna și spun: da, suntem de partea americanilor. Am scăpat de ruși de 60 de ani, în concluzie, vrem să rămânem cu americani. Multă întrebări aici, pentru curioși vă spuneam, Adevărul găsiți acolo. Nu, scuze, am fost cu rușii 60 de ani, acum vrem să fim și cu americani. Păi vrem de mulți ani noi așa să fim cu americani, dar cum necum parcă n-am prea fost. I-am așteptat, și nici nu știu dacă suntem. I-am așteptat 60 de ani pe americani. Păi și îi așteptăm în continuare. Păi și când au venit acum de dăgupcele? Da, au venit, că avem câteva mii de soldați americani cazați așa pe teritoriul țărișoarei noastre. Mă rog, câte o scurtă perioadă acolo, câteva luni. Sunt două baze importante. Pe la Constanța, pe acolo, nu? Exact. Da. Una la Constanța și cealaltă... Păi le place la mare acolo, la Marea Neagră. Da? Frumos, da. Frumos, la mare, îți dai seama. Distracție, pac, pac. Distracții cu răducul, cu... Da. Cu răducul, măzărică, cu alea. Da, cluburi, treburi, da. Uite, foarte multe întrebări interesante pe aici. Sunteți pentru o Uniune Europeană în care țările să renunțe la suveranitatea națională? Vă spuneam, pentru curioși, Adevărul găsiți acolo întregul dialog cu domnul Kelemen Hunor. Rămânem la partea de politichie și mergem la PSD. Mergem la PSD și aflăm din evenimentul zilei. Adică te-ai băgat la PSD? Nu, mergem așa cu știrile, pentru că e un titlu foarte interesant în evenimentul. Iată, PSD-ul amenință presa, dar dezincriminează linșajul mediatic. Acum... nu prea, bine, am recunoscut și o recunosc în continuare, nu stau eu chiar așa de bine la partea asta de politichie, mă bazez pe colegul Radu, dar mi-aduc aminte ce spuneam acum un minuțel. Victor Viorel Ponta, de partea jurnaliștilor, domnule, ei trebuie să comenteze, trebuie să discute, pentru că asta înseamnă presa, și iată, PSD-ul amenință presa. E un joc de cuvinte, Claudiu. Mășel, sau nu mi-aduc aminte bine, parcă Victor Viorel este președintele PSD-ului, printre altele, nu? Da. Eu ți-am zis, părerea mea e că n-au stat de vorbă între ei. N-au căzut de comun acord. Pe început campanie electorală, mă, nu mai e timp, mă, că e mult de muncă. Sigur. Nu vorbeam și noi ieri de pauza aceea cerută
de senatori, că a început campania electorală și va fi mult de muncă. În fine, hai să vedem despre ce e vorba. Poate că ne păcălește titlul, știi că se întâmplă de multe ori lucrul ăsta. Evenimentul zilei, iată ce ne spun. O inițiativă a senatorului PSD, Șerban Nicolae, urmărește pedepsirea jurnaliștilor care dezvăluie fapte din dosarele de corupție. În paralel, atacurile la adresa magistraților menite a-i influența sau intimida nu vor mai fi pedepsite. Din nou, nu înțeleg. Da. Atacurile la adresa magistraților menite a-i influența sau intimida nu vor mai fi pedepsite. Da. Dacă ești de acord cu politicienii și vrei să fii ca Mircea Badea, fălcuțele, da? E foarte bine. Pentru că nu pățești dacă nimic. Dacă nu, s-ar putea să fii sancționat. Se schimbă foaia, se schimbă treaba. Iarna nu-i ca vara. Asta așa e. Proiectul de lege al senatorului Șerban Nicolae prevede că dezvăluirea de informații care, potrivit legii, nu au caracter public, dintr-o cauză aflată în curs de cercetare, se pedepsește, ține-te bine, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Așa că, dragi colegi și colege, mare atenție, iată, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni până la 3 ani. O să deci fie bătaie pe politicieni, da? Fiecare jurnalist o să-și aleagă un politician pe care să-l... Tai că rămân la știrea asta, că mi se pare foarte interesantă. Vă spuneam un evenimentul zilei. În expunerea de motive, Șerban Nicolae susține că toate persoanele care divulgă date dintr-un dosar, nu doar cele care au acces la ele în virtutea funcției, respectiv magistrații, trebuie pedepsite. Mai multe organizații ale presei au declarat că proiectul senatorului Șerban Nicolae îi vizează direct pe ziariști. Citez. Articolul 277 pune în pericol dreptul profesional al jurnaliștilor de a proteja confidențialitatea surselor. Orice restrângere a acestui drept constituie un atac la dreptul cetățenilor la liberă informare. A arătat Centrul pentru Jurnalism Independent. Deși inițiativa a fost respinsă de Comisia Juridică a Senatului, ea a trecut de această Cameră a Legislativului prin adoptare tacită, termenul de dezbatere fiind depășit. Decizia finală aparține însă deputaților. Care crezi că va fi decizia finală? Păi nu sunt împreună. Sunt împreună, dar uite că nu tot timpul. Câteodată mai apar așa. Dar noi dacă am fi acolo, știi, să fim prieteni așa, să da, uniți în aceeași gânduri, aceleași chestii, da? Da. Adică să ne umflăm buzunarele. Tu ai vrea să-ți faci rău ție și să-mi faci și mie rău? Sau ai vrea să fie bine ca să păi nu fie stai, rău? Stai, Radu, dacă o spunem așa și dacă o gândim așa, logica nu ne-ar zice din start că nu, bineînțeles, cum să vrei să faci rău, mai ales când ești fratelui un tău. Om cu o funcție. Sigur. Când ai fost ales acolo de popor, sigur. De norod, sigur. Cum să faci rău? Mai ales fratelui tău, cum spuneai și tu, într-adevăr, adică... Da. Coaliții acolo, da. Băi, suntem ca politicienii, sunt ca o armată, mă. Sau, mă rog, ar putea sau ar trebui să fie auzi, ca o armată. Claus, uite să acum. Fie uniți așa, să se lupte pentru binele poporului. Acum, sincer, când cheltuiești 200.000, 300.000 de euro într-o campanie ca să ajungi deputat sau senator... Mă scuzați. Nu, normal. Scuze-mă, te întreb. 200.000, 300.000 de euro? Cred că trebuie să mai pui măcar un zero. 2-3 milioane de euro? Păi da, aduți aminte, spuneai tu, bine, e vorba de campania prezidențială, într-adevăr, da, spuneai tu de ceva, domnul W, Victor Viorel, sărise de 2 milioane, 2 parcă? Milioane, da, de euro. Da. Da, e vorba de altă funcție acolo. E vorba de altă funcție, dar, în fine, 200, 300 sau cât o fi. Chiar o să facem o dată, ar fi interesant să facem un scoring, așa. Să vedem pentru cei interesați cam cât costă fiecare post. Da, într-adevăr, să se gândească bine. Lumea, să-și facă niște calcule pe hârtie acolo, băi, are rost să mă implic, se trag speranțe sau e doar un vis așa deșert. Dragi telespectatori, emisiunea aceasta este un pamflet. Tratați-o ca atare. Comisia Națională Audiovizualului. Ia zi-mi așa o părere. CNA? Da, CNA. CNA? Zici tu? Cei mai tari băieți, cei mai adulți și cei mai simpatici. Mă, o fi sau nu o fi simpatici, dar fii atent că dar e o chestie ciudată. Motivul, nu?
care motiv? Trebuie să ne comportăm și noi frumos. Că dacă nu, ne dă nanace în neau. S-ar putea să nu se mai întâmple cel puțin o perioadă lucrul acesta, pentru că iată ce găsesc, tot în evenimentul zilei. CNA a blocat exact în timpul alegerilor prezidențiale. Wow. Hopa! De ce oare? Dar cine a pus mascota? Nu știu. Știi că pe timpul era la bingo, nu știu cum, era Horia Brenciu, prezenta emisiunea aia. Și pe momentul în care, da, momentul în care unul dintre oamenii care erau în platou acolo și, cum se cheamă, participanți la emisiune, vrea să-l blocheze pe celălalt, lua mascota și zicea, uite, pentru întrebarea asta te blochez cu mascota bingo. Foarte interesant. Da, nu mai aduc aminte, dar cred că ar funcționa. Da, eu am o memorie de elefant. Revin la știrea din evenimentul sunt zilei cu CNA-ul. Da? Bineînțeles. Foarte modest. Ca mulți dintre politicienii noștri, da. Dacă parlamentarii nu votează noi membri, CNA-ul nu va mai avea cu cine să funcționeze. Consiliul Național al Audiovizualului ar putea rămâne blocat din lipsă de quorum. În cel mai fierbinte moment al alegerilor prezidențiale, perioada celui de-al doilea tur de scrutin din 16 noiembrie. Astfel, campania electorală, și acum foarte încinsă, deja știm, riscă să se transforme într-o bătălie fără niciun fel de reguli, deoarece nu va fi nimeni care să sancționeze derapajele. Păi, cred că deja s-au depășit, fie că ar fi, fie că n-ar fi, s-au depășit multe reguli deja. Și nici nu mai știu încă dacă a început oficial. Dar mă rog, nu contează oficial, neoficial, că de fapt a început campania electorală. Ne mai spun cei de la evenimentul zilei. Ieri ședința comisiilor reunite pentru cultură din Parlament, în care ar fi trebuit să fie audiați candidații propuși pentru mandatul de membru CNA, sunt date aici câteva nume, nu s-a ținut din lipsă de quorum. Ne-am obișnuit ca din Parlamentul nostru. Iar de luni Senatul intră în vacanță până după alegeri. Vorbeam de vacanța aia la Senat pentru senatori, pentru că campanie electorală, alegeri, e mult de muncă, domne. Mai mult, da. Camera Deputaților... Da, ei intră în vacanță ca să înceapă iar să muncească sau cum? E bine spus asta, da. Nu, cred că intră în vacanță ca să continue să muncească. Cred că mai degrabă așa. Am înțeles. Mai mult, Camera Deputaților nu a trimis încă propunerea pentru un membru titular. Mandatele a 4 membri CNA se încheie în curând. Pe 14 octombrie, ale Narcisei Iorga și Cristinei Trepcea, pe 4 noiembrie, cele deținute de Cristian Militelu și de Radu Călin Cristea. Opa. Cu cei 7 membri rămași, Consiliul nu își va putea desfășura ședințele din lipsă de quorum. Băi, asta cred că e o chestie, din nou, românească, mă, și atât, doar aici. Nu cred că se poate întâmpla așa ceva în orice altă țară decât România. Vezi să facem pariu, Claudiu? Facem pariu? Păi să vedem. După ce se termină alegerile, da? Da. CNA o să înceapă din nou să funcționeze. A, aici nu fac pariu pentru că sunt ferm convins. Îți dau dreptate. De ce să-l pierd? Pe timpul alegerilor ai voie orice, da? Că politica e o femeie ușoară. Da, mi-aduceam aminte acum referitor la aceste alegeri, de acea ordonanță de urgență discutam noi ieri cu cineva. Cu traseiștii, nu? Da, cu primarul, de exemplu, nu? Uh-huh. Păi bă, dacă l-a votat, nu contează primarul de unde, din orice municipiu, comună sau de unde fi din țărișoara noastră. Pe majoritatea primăriilor îi votează lumea. Nu atât că îl cunosc, bă, bă, ce om bun, ce om harnic, o să facă pentru noi. Majoritatea sunt votați pentru că sunt membri al unui partid. Corect, nu? Și atunci logica ne spune, ne întreabă, păi dacă eu te-am votat pe tine, măi, tovarășe primar, pentru că erai la partidul X, deodată, hopa, nu mai ești la acel partid. Păi mai e, mă, normal. Păi da, mă, Claus, dar eu o să zic că următoarea chestie. Dom'le, nu mai sunt la partidul X. De sunt ce? La partidul Vine Y, întrebare. Pentru că partidul Y ne dă fonduri ca să putem să asfaltăm, să putem să facem canalizări, să putem să băgăm lumină, iluminatul public, să putem să facem tot ceea ce e mai apă, bine. Apă, gaze și... Da. Da? Și a închis gura. Păi a închis gura, dar... Mă, Claus, mă pricep, mă, și eu puțin la politică. Băi, uite, Radu, promitem că atunci când te vei lansa oficial în politică,
nu știu, mă măiști pe mine, purtător de cuvânt. Deocamdată, acolo, Claudiu, sunt purtător, sunt președintele de... Președinte de bloc. De scară, de bloc, de da? Bloc, da. Da, într-adevăr. Dar stai că am înțeles că urmează alegerile acolo, deci campania electorală ai început-o, da, și tu? Da, da. Te-ai pregătit? Am flyere, am tot. Ai pregătit acolo o sticluță, ceva acolo pentru... Nu, la noi de apă, nu consumă. Nu, de apă, mă, plată. De apă, da, cum? De la robinet. Da. E cea mai bună și cea mai sănătoasă apă de la robinet, cred că din România. În București apa de la robinet este potabilă. Deci în concluzie, oameni buni, nu mai dați și nu mai faceți buzunare pline la firmele astea de apă, cum se numesc ele. Băi, și noastră apă de la robinet, mai faceți o economie. Pentru, mai ales pentru ăștia care sunt săraci cu pensii, cu astea. Păi da, mă, Radu, dar mare grijă, pentru că am înțeles că cam într-o săptămână, două așa, o să vină niște ploi, dar începe toamna. Și din păcate ne-am cam obișnuit și cu chestia asta. Când plouă un pic mai mult așa, apa aia de la robinet, păi, și schimbă culoarea deodată. Chiar și gustul, de cele mai multe ori. Devine aurie, vezi. Multe alte culori. Am o știre destul de interesantă aici. Puțină caterincă așa, că nu mai politică, nu mai asta, știi. Deci în România, la Vaslui, avem două personaje foarte interesante. Varianta Bonnie și Clyde din Vaslui. Este vorba de o văduvă și mai mulți pensionari. O femeie de 83 de ani din Vaslui, văduvă de veteran de război, a fost condamnată de 5 ori cu suspendare pentru înșelăciune cu bilete CFR. Partenerii ei de infracțiuni sunt doi bătrâni de 91 de ani, împreună cu care se plimba prin țară. Se plimba. Stai un pic, mai pierdut. Deci cum? Deci, cu bătrânei care... Gagica, da. Gagica. El au pe ăștia doi de 91 de ani, pe tinerii ăștia, să plimba cu ei și păcălea pe oameni prin gară, da? Și le vindea bilete de veteran de război ca să poată și oamenii să meargă, știi? Dar ea, de fapt, făcea infracțiune, că n-avea voie să vândă biletele astea. Biletele erau decât pentru ea. Ea avea voie să călătorească. Corect. Înțelegi? Mai mama aia, mă, nu se face de astea, mă, nu-i frumos. Ok, ne plimbăm și noi așa 2-3 minuțele, căci o să luăm o scurtă pauză publicitară. 6-6 cu Radu și Claudiu. Revenim imediat. Bună seara, bună seara! Am revenit cu Brambureala. Radu, te-ai umplut de energie în această pauză? Maximă, maximă. Îi dăm bătaie acum, căci da, avem în lumea mondenă numai știri și numai... Băi, una și una. Hat. Mai mult decât hat. E vorba de iubiri, e vorba de... furturi din buzunare, asta nu-i deloc plăcut, fii atent. Și multe alte. Ciordeles. Vorbim de iubiri, dar iubiri se pare că sunt apuse, cel puțin unele. Și anume, Ștefan Bănică Junior. Cancan.ro, găsim acolo, iată, Ștefan Bănică părăsit de la Vinia Pârva. Și-a făcut bagajele și a plecat la mama ei. Bănică, se pare că după ce ai lăsat-o tu pe Zână, nu mai merg lucrurile, mă. Cred că Zâna i-a făcut așa, un mic voodoo, o mică treabă, nu mai merg lucrurile. Adică crezi că nu e Zâna cea bună, e Zâna cea nebună? O fi fost ea cea bună, dar se pare că s-a transformat în aia rea. Nu cred. Nu? Nu. Pur și simplu s-a îndrăgat. Îl are pe tinerelul ăla turculeț, se distrează cu el, e șmecherie, e combinație, omul e băiețaș. Da, am înțeles că învață și limba română, da, e ok. Cancan.ro, îmi spuneam. Ce-mi Kadash? Sacâz. Lăsăm sacâzul deoparte, dar s-ar putea să avem nevoie sacâz de lupii mai târziu. Gumă, da? E gumă? Da. Da. Și o nouă gumă a apărut pe piață, sacâz și mecher. Nu o să aibă probleme cu caseria, nu, că pentru nu că e reclamă, adică nu. Nu, nu. Cancan.ro, spuneam, Radu, uite, zilele trecute la Vinia Pârva a luat o decizie care i-ar putea afecta relația pe care o are cu Ștefan Bănică. Păi stați un pic, băi, Cancan.ro, că nu prea înțeleg. Titlul, repet, Ștefan Bănică părăsit de la Vinia Pârva. După titlu, reiau, că poate m-am încurcat. Zilele trecute, Lavinia Pârva a luat o decizie care i-ar putea afecta relația, da, pe care o are cu Ștefan Bănică. Clauza nu e cu semn de întrebare? Nu e nici cu semn de întrebare, nici cu semn de exclamare.
De fapt, e cu semn de exclamare. E o afirmație, nu e o întrebare. O, super tare. Înseamnă că ești ghicitor de gânduri, mă. Ghicitor de gânduri, dar iată, ne mai spuneai că interpreta Lavinia Pârva și-a făcut bagajele și a plecat pentru o perioadă nedeterminată la părinții ei. Motivul pentru care Lavinia ar fi plecat de acasă este acela că... A, asta e genială, fii atent. Este acela că nu mai primește atenția necesară din partea iubitului ei, acesta fiind prea ocupat cu proiectele din această toamnă. Artista a fugit la părinții ei tocmai în Timișoara. Parcă s-ar fi dus în Hong Kong. Da. Și nu se știe când se va întoarce. Păi de ce nu se știe, mă? Păi Claus, dar e departe, mă, Timișoara. E departe, Radu, dar să știi că te-ai urcat în avion și cam 40 de minute ești acolo. Deci nu e chiar. Cu tot cu aterizare, cu tot cu decolare? Nu știu exact, dar probabil că da. Ne mai spun cei de la Cancan, iată, se pare că... Sănătate, băi, Răducu! Sănătate, sănătate! Se pare că în urmă cu doar câteva zile, Lavinia l-a dus și pe Ștefan la părinții ei, unde au făcut o petrecere pentru a sărbători logodna. Doamnelor și domnilor, nu v-am păcălit cu nimic. De curiozitate, cancan.ro și găsiți acolo detalii. Păi, stai mă, începe cu un titlu, gata, l-a părăsit... Și se termină știrea, Claudiu, iată, l-a dus la părinții ei, au făcut o petrecere pentru a sărbători logodna. Eu cred că ea se duce acolo, sau s-a dus, ca să facă pregătirile pentru petrecere. A, să ocupe de sarmale, sigur, să pună sigur, pastrama acolo, sigur, la, nu? Sigur, cârnații, pleșcoi. Da, rămânem la VIP-uri. Îți spuneam înainte că e un titlu care nu-i deloc plăcut așa, e vorba de furturi din buzunare. Furturi din buzunare și avem o faimă internațională la acest capitol. Se spune că, mă rog, unii dintre connaționalii noștri, ci că ar fi foarte experimentați. Și detalii, mult mai multe detalii, are, cine crezi, nimeni alta decât Oana Zăvoranu. Iată, aflăm din Libertatea. Specialistă în furturi din buzunare. Ce-ți spune ție titlul ăsta? Specialistă în furturi din buzunare, Oana Zăvoranu. Că pe mine în prima fază m-a speriat, pic, adică mi-a trecut mintea așa la lucruri nesăbuite. Nu tocmai curate. Da. Dar nu e vorba de nimic necurat. Te gândești că s-a apucat ea să facă chestia asta? Nu, Doamne ferește. Nu e vorba de nimic necurat pentru că, iată, nu e o glumă, ne mai spun cei de la Libertatea, aceasta este specializarea urmată de Oana Zăvoranu în Facultatea de Drept. Furturile din buzunare. Dar păcat, băi Ionuța, că nu te-ai ocupat și de vrăjitorii și de alte alea în facultate, că, ia uite, au lăsat-o vrăjitoarele pe Ionuța Zăvoranu fără un apartament, fără o mașină de lux și multe bijuterii. Dar culmea, Oana Zăvoranu are nas fiind la depistarea hoților. Ăia care la propriu așa, dar cei care te fură mai din vorbe așa, se pare că e mai complicat. Se spunea, vedeam câteva titluri în presa noastră mondenă, atunci când a fost despărțirea, marele scandal, divorțul Oana Zăvoranu și Pepe, că, mă rog, declarațiile Oanei Zăvoranu, că Pepe la fel la capitolul vorbe a păcălit-o, mă, cică rău de tot, mă. A păcălit-o doar cu vorbe. Păi e doar cu vorbe, cu iubirea care va fi nestăvilită și nesfârșită și e te căsălus. Păi da, mă, Claus, dar omul e mucho caliente, nu? Pac, pac, dansează-i la cu. Doar iubirea ta, iubirea. Păi e doar iubirea, dar uite că n-am mai fost de iubire, nu? Asta e, să mai termină și iubirea, da? Da. Revin la Oana Zăvoranu, mi se pare interesantă știrea asta, vă spuneam din Libertatea. Oana se laudă că citește hoții dintr-o privire, după ce s-a licențiat în drept. Au trecut... Claus, e legat și de vrăjitoare, da? Pentru că vrăjitoarele citesc așa, în cafea, în cărți, în bobi. Și ea, toate. Ea citește în hoți. În ochi. În ochii hoților. În ochii la hoți. Da. Au trecut mai bine de 20 de ani de când și-a luat patalamaua, dar își amintește și acum de cursul preferat din facultate. Îmi plăcea ora de criminalistică, făceam disecții pe cadavre, nu mi-era teamă, puneam mâna fără probleme. Trebuia să fii puternic, nu puteai să leșini, să te culeagă cu șpaclul de pe jos.
a zis Oana Zăvoranu. Învățam foarte mult ca să-mi iau examenele, însă după o perioadă uitam tot. Asta mi se pare și mai interesantă. Și mi-ajutam colegii care mai chiuleau de la cursuri. Păi e o fată foarte ajutătoare, așa. Mai zicea Oana, vedeta ne-a mărturisit că s-a îndrăgostit de criminalistică și datorită profesorului, un om deosebit, bineînțeles, cu care era rușine să dea ochii la examene dacă nu știa materia. Era o studentă drăguță și serioasă. Îți curios cum de-a venit materialul ăsta pentru știrea asta, așa? Referitor la facultatea de drept absolvită de Oana Zăvoranu. Dar crezi că a fost la particular sau la stat? Nu știu, nu, n-am găsit la particular. Știi de ce, de ce te întreb? De ce? Eu am absolvit și eu dreptul, dar să știi că la criminalistică n-am disecat niciun cadavru. Sincer. Păi acum depinde ce fel de criminalistică ai făcut tu. Poate că sunt mai multe, sunt chestii diferite, cine știe. Și nici n-am învățat cu cior de ala din buzunar. Nu? Nu. Pe cuvânt. Păi, Radu, uite, trebuie să încercăm să dăm de Oana Zăvoranu și poate că o să te ajute cu niște meditații. Ce zici? La ciordala din buzunar? Disecarea, băgatul mânuței, depinde, ce te-ar interesa? Băgatul mânuței? Buzunare, bineînțeles. Era o studentă drăguță și serioasă, uite, să mai spuneam un titlu de Libertatea. Interesant este că și profesorul respectiv despre care vorbea Oana Zăvoranu își amintește de brunetă. E foarte interesant. Era o studentă silitoare care învăța foarte bine, îmbrăca ținute corespunzătoare, asta îmi place, e genial, îmbrăca ținute corespunzătoare. Era orgolioasă, adică, drăguță și serioasă. Claus, și ce înseamnă corespunzătoare? Depinde. Adică nu erau mai mari sau mai mici decât corpul ei. Ah, dar erau corespunzătoare. Corespunzătoare. Da. Fii atent, nu era agresivă. Cum Oana Zăvoranu nu era agresivă? Stătea în banca ei, nu avea un comportament ostentativ. Bine spus, nu avea, într-adevăr, da. Deci că el a trecut. S-au dus vremurile alea, vremuri de multe apuse. În aceste condiții, de ce se pune întrebarea? This is the question. De ce nu a profesat Oana niciodată meseria pentru care s-a pregătit? Și ne dă și răspunsul. Nu mă vedeam în robă și stând toată ziua într-o sală de judecată. Mie mi-a plăcut să fac toată viața ce am poftit. Pofta ce am poftit. Poftă bună, Oana Zăvoranu. Bun apetit. Lăsăm pe Oana Zăvoranu, rămânem la modernități, pentru că am un alt titlu foarte interesant, zic eu. Radu, doamnelor și domnilor, cuvântul acesta, Botox. Cu ce la semănați? La ce vă duce gândul când auziți de Botox? Tu, Radu, când auzi de Botox, ce trece ție prin minte? Băi, așa, Claus, când auzi de Botox, eu mă gândesc că e ceva care se pune la bot. Da. Deci da. Îți bagi un ser, da, în buze și buzișoare. Faci niște buze de, de cal așa. Uite așa. Și pe urmă semeni cu cântărețul ăla renumit al nostru, adică Guț. Mă, dar chiar apropo ce zici, domnul respectiv, ești naturale sau e tot cu botox? Guță sau salam? Oricare de trei, oricare trei. Amândoi sunt așa. Și mai e un cântăreț care mie îmi place foarte mult, se numește Copilul Gâlgâit. Copilul Gâlgâit. Trebuie să recunosc că nu am auzit, nu cunosc. Copilul de aur. Știi? Aoleu, da. Lasă-mă. Da, e bine, seara de seară încercăm, cum vă spuneam de la început. E un pamflet, trebuie tratat ca atare și cu zâmbetul pe buze. Mai scăpăm. Auzi, de problemele astea, nu? Care, din păcate, sunt multe. Când te însori, m-am gândit să ți le aduc pe copilul gâlgâit. Când mă însori eu? Da. Vai, îți mulțumesc că mi-ai spus de această surpriză, dar fără nicio supărare, uite, te refuz anticipat. Câți bani crezi că ia Horia Brenciu la emisiunea asta nouă? Dansurile cu astea? Cu siguranță mulți, acum exact cât o fi, nu știu. 7.000 de euro. Doar atât? E criză. Horia, tată, ne pare rău, e criză, mă, și nu... Mai trebuie e să la... zici mersi și pentru atâta. Mai e și la Z Factor. Știi care e o emisiune Z Factor, unde prezintă și acolo, și da, de acolo mai încasează ceva?
Deci omul e încasator. Omul știe să facă cash. Pe cred că cu Leonardo Roftei a făcut niște antrenamente, ceva, era un foarte bun încasator Leonardo Roftei, dacă se-și aminte. În ring acolo, nu degeaba a ajuns el campion mondial, nu? Era bun încasator. Da. Revin la Botox, băi, Radu. Te rog. Revin la Botox și uite, în clicul din această seară, găsesc exclusiv, bineînțeles că exclusiv, Dana Săvuică, dependentă de Botox, și a făcut un tratament inovator. Și a făcut un tratament inovator pentru a arăta ca la 18 ani. Da. Bine, nu scrie aici, așa cred eu. Aflăm imediat din clicul din această seară, vă spun. Mai am o melodie pentru tine. O melodie? Da. Ia, uimește-ne! Ca la 18 ani, fără griji și fără bani. Da, nu merge. Nu merge în cazul trebuie acesta. Trebuie să dăm manea? Nu e vorba de manea sau de ce o fi. Nu merge pentru că vorbim de Dana Săvuică. Nu merge partea aia fără bani. Fără griji, da, fără bani, cum adică? Păi gândește-te, numai botoxul ăsta și multe alte operații estetice costă, nu e așa de... Deci fără bani nu se poate. Revin clicul din această seară, vă spuneam. Dana Săvuică are grijă de felul în care arată. Fostul fotomodel este mereu la curent cu noile produse de beauty, de frumusețe. Pentru că vrea să arate perfect, Dana este dornică să încerce cele mai noi tratamente. Așa ajungi și la un tratament inovator, botoxul, ete că te-ai înșelat, nu e pentru buzișoare, e pentru păr, mă. Botoxul pentru păr. Click.ro, găsim detaliile. N-a fost nicio aluzie la colegul meu, Radu. Da, uite, putem să punem mână de la mână, să... Să-mi pune și botox, botox acolo, în da. Capă. Poți să devii dependentă de botox. E o mască de păr cu botox, se aplică pe păr, se lasă 20 de minute. Părul e mai lucios după. Efectul ține 2-3 luni. Să văd cum o să arate părul după, poate să fie wow, poate să nu fie wow, zise Dana. Fostul fotomodel a mai făcut de-a lungul anilor diverse intervenții, o rinoplatie, mici corecturi la nivelul ridurilor de expresie și o proteză de silicon în buza de sus, nu? Deci nu în ambele, da? În buza de sus, pentru a o mări și contura. Dana nu are nicio problemă cu operațiile estetice și a recunoscut cu lejeritate ce intervenție a făcut. Important e cum te simți tu. Dacă femeia se simte bine, să se ducă să-și facă operații decât să stea deprimată. Da, da, vezi tu, Dana, că există și un risc. Vedeam chiar acum câteva luni câteva duduițe din showbizul autohton s-au dus, n-au stat deprimate, ele n-au urât să stea deprimate, s-au dus și au făcut niște operații. Problema e că după operații au fost cu mult mai deprimate. Ba s-a lăsat pe stânga sau pe dreapta, a fost o pană, ba aici la buzișoare și multe alte probleme, deci depinde acum. Dar uite, asta, botoxul pentru păr e foarte interesantă. Vedeam un alt personaj din lumea televiziunii, nu îi dau numele, de ce? Nu vreau unul de alta. Care tot așa cu părul, dar nu cred că era cu botox cu una cu alta. La fel, cred că e vreun fel de altă o așa. Nu prea se mai vedea pe acolo și deodată a răsărit niște firișoare. Și sunt curios dacă o să-l intereseze și asta. Cu siguranță a folosit masca asta. Botoxul da. Pentru păr. Și ideea este că în momentul în care nu ai păr, dacă nu ai păr și asta e problema ta, dându-ți cu masca aia, uitați-vă și dumneavoastră, dragi spectatori, cât de lucioasă e chelia mea. Deci nu face altceva decât să facă luciu. Și nu este vorba de Nicoleta, deci să nu înțelegeți greșit. Da. Nu este orice fel de luciu așa, da? Bun, rămânem în lumea modernităților. Hai să-l, și de sport. Hai să-l zicem puțin și pe Horia Brenciu ăsta. Deci Horia Brenciu pare să fie preferatul boșilor. Deși implicat în mega proiectul Z Factor, omul de televiziune a fost ales să prezinte și emisiunea concurs Dansez pentru cine vrei tu. Postura din care va încasa peste 7.000 de euro pe scenă va fi alături de Lili Sandu, fosta iubită a lui Bogdan Stele. Dar crezi că urmează ceva și cu altcineva? Pe scenă sau... Pe scenă, bineînțeles. Acum depinde ce fel de scenă, Radu, pentru că scenele sunt și ele de mai multe categorii. Nu știu. Ăștia și-au mai dorit să o mai... Și-au dorit să o bage și pe Mădălina Ghenea. Deci că a cerut prea mulți bani, știi? Ea a cerut cu un zero în plus, da. Nu? Păi e obișnuită cu... Gerard Butler, de exemplu. Hollywood.
filme cu buget... Oricum, afară adică... se dau drumul mai ușor la chești decât la noi. Da, 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 da. Nu contează de care, ce culori România... au, da, e mai bine. E... Klaus, uite, eu am o curiozitate așa, care pe mine chiar mă macină. Prețurile din România sunt exagerat de mari, da? Sunt poate chiar mai mari decât în țările din vestul Europei. La multe, da? Chiar foarte multe produse sunt chiar un pic mai mari, da, corect. Ok, deci înseamnă că se încasează foarte mulți bani cash, da? Bineînțeles. Bun. Dacă se încasează foarte mulți bani, de ce din banii care se încasează nu se pot plăti niște salarii rezonabile? De ce nu se poate face ca salariul minim în România să fie de 500 de euro? Mai răducu-mă, tu cred că nu ești la curent cu ultimele noutăți. A început campania electorală pentru prezidențiale, fotoliu la căldus de la Cotroceni de acolo. Cum poți tu să te gândești să-ți treacă prin minte așa ceva? Mai așteaptă și tu câteva luni. Păi adu-ți aminte că vedeam în urmă cu vreo câteva săptămâni tot felul de știri care ne spuneau cam în felul următor. De ce credeți, doamnelor și domnilor, că în România plățile cu cardul sunt răruțe? Chiar răruțe. Adică rar plătim cu cardul. Păi e vorba de evaziune fiscală, printre altele. Dacă se plătește cu cardul, păi nu prea mai e ce să mai faci tu atunci. Tu ca hipermarket, ca magazin, ca chioșculeț, ce ai fi, ce busine s-ai învârti. Pentru că e oficial acolo, e pe hârtie, pe bon și alte alea. Când e vorba de barul cash în mânuță, se schimbă treaba. Așa, da. Că de asta aici e problema cu banul ăsta cash. Oricum, cât o fie el de hipermarketurile mulți, cred că nu-și permit să facă prostii. Dacă firmele astea mici își permit, astea mari să știi că nu-și Bineînțeles, permit. Da. Adică cum să... Parunci. Uite, tu peștele, de exemplu, mi-aduc aminte săptămâna trecută, știrea aia care o găsisei tu, într-un mare hipermarket din România, s-a dus un om, bă, un simplu cetățean așa, să cumpere și el un pescuț. Era o zi de post, probabil. Da. Bă, și când l-a tăiat așa, ce crezi că a găsit? În peștele lui a găsit alți pești, mai mici, mai bucățele așa. Erau mai bătrânei, nu duseseră prea bine așa. Și mult alt, aduți aminte cu varianta peștilor, din Spania și din Anglia, văd că se aplică și la noi în țară. Adică peștele cel mare întotdeauna îi mănâncă pe ea mici. Da. Da, asta e o altă poveste aici, într-adevăr. Și la noi în țărișoară chiar funcționează, e ca o lege chestia asta. Adică peștele cel mare îl înghite automat tot timpul ăla mic. Bine, pe ăia e mici, că tot timpul sunt mai mulți. Da. Lăsăm pescuții ăștia, mai mici, mai mari cum o fi ei. Îți spuneam, tot în lumea VIP-urilor, a modernităților, se leagă și de sport, pentru că vorbim de un fost mare tenisman, cel mai mare, multă perioadă. Numărul 1, ATP. Nimeni altul decât Ilie Năstase. Ilie Năstase, care, iată, arbitru la prima întâlnire între Brigitte și Amalia. Fostă și actuală soțioară. Se întâlniră soțioarele, iubitele. Despărțirea dintre Ilie Năstase și Amalia a fost una elegantă. Aflăm din Libertatea. Iar cei doi foști soți și-au reglat conturile la divorț fără a crea valuri în presa de scandal. Asta nu înseamnă însă că actuala soție, Brigitte, și fosta se agrează, ci dimpotrivă, de-a lungul anilor au făcut eforturi mari să nu-și intersecteze drumurile. Și se pare că și le-au intersectat așa, din greșeală. Însă viața le mai pregătește din când în când și câte o surpriză. Deși au reușit cu brio să se evite ani buni, Amalia și Brigitte au dat nas în nas luni seară, la un eveniment monden de înaltă clasă organizat la Ateneul Român. Iar contextul a fost absolut inedit. Fosta soție a tenismenului, în calitate de gazdă și organizator, a fost nevoită să-i întâmpine pe Ilie și pe Brigitte, care au defilat la braț pe covorul roșu. Amalia și Brigitte, fosta și actuala, au schimbat amabilități păstrând distanța și evitând să se privească în ochi. S-au privit în gene sau sprâncene, probabil. Nu. Dar Brigitte, crezi că i-a făcut sâc-sâc-sâc așa? Probabil că i-a făcut pentru că cred că s-a obișnuit cu partea asta după
o perioadă deloc plăcută din viața ei, dacă știi la ce, la ce mă refer. Brigitte, în urmă cu mai mulți anișori așa, a avut și o vacanță nedorită. Da. Adică a stat puțin pe acolo, pe chestia care se numește penitenciar. Unde e puțin mai răcoare, nu? Chiar mai răcoare, foarte răcoare câteodată. Băi, ea n-a vrut, asta e clar. Și cred că s-a obișnuit acolo. A fost din greșeală, Claudiu. Ilie Năstase, de obicei extrem de relaxat, e, de data aceasta apărea stânjenit de ridicolul situației, motiv pentru care a făcut tot ce a stat în putință să scurteze chinul. Mai ales că tensiunea dintre fosta și actuala începuse să se simtă, cred că se simțea în atmosferă așa. Da. Astfel, după ce a salutat rapid, a târât-o pe Brigitte în mare viteză în sala Ateneului Român, unde a căutat un loc cât mai departe de Amalia, vizibil îngrijorat de faptul că incomoda situație s-ar putea repeta. Noroc că impunătoarea sala Lăcașului de Cultură le-a permis prin grandoare celor două să nu mai aibă parte de încă o confruntare, fie ea și tacită. Ce da. Zici, mă, de treaba asta? Uite, eu aș fi foarte curios să văd așa o înfruntare, cât o fi ea. Între fosta și actuala? Între fostele și actuala, că sunt mai multe, ale lui Inimă Spurdalnică, Călin Anton Popescu, da, și Claudiu, cum lasă-și după cheamă. Campanie. Păi de ce? Păi lasă-mă, săracul. Păi bune acum. După? Vrei să nu mai fie zbunalnică inima lui? A, uite, îi promitem domnului Tăricianu că la cea de-a șasea căsătorie... Am o știre foarte șmechere pentru tine. Personajul pe care tu îl iubești foarte mult. Pe cine iubești tu foarte mult? Nu pot să intru în detalii. Pe domnul Lis! A, Nea Viorică. Hai, pe final, așa că, uite, într-un minuțel o să ne luăm la revedere. Încheiem așa, tot cu zâmbetul pe buze, cu nimeni altul decât fostul edil, domnule. Nea Viorică. Exclusiv Viorel Lis s-a hotărât să scape de casa scandalurilor. De casa scandalurilor. Da, avea o casă în Tunari, de fapt o mai are în Tunari. A dat-o spre închiriere și chiriașii ce crezi că au făcut în ea? I-a tras țepă. A făcut bordel. Opa! Și omul, ca să nu mai fie discuții și probleme și toate chestia astea, s-a hotărât să vândă casa cu 400.000 de euro. Doar atât, mă, Nea Viorel? Doar atât. Doar ca criza asta, domnule. Ca să nu se mai spună că el merge tot timpul la bordel și că face bordel și că... Să se supere Oana sala. Casa era a lui, domne. Era casa lui. Dar nu înseamnă că el făcea treaba asta, ci chiriașii făceau. Deci, Oana, uite, ți-am dat și în exclusivitate. Viorel Lis nu este adevărat, nu te-a înșelat. S-ar putea știrea aia, care am citit noi acum câteva zile, în care el s-ar fi dus la prostituate, de fapt să fie ajuns aici în casa lui. Da. Știi? Și să fi discutat cu ea, bă, uite, hai că plecăm, nu știu ce, că aia, pac, plecăm din chirie, vă dau afară. Deci nici o treabă că ar fi înșelat-o. Ia, asta e până la urmă. Oana, gata, liniștește-te. Nu te-a înșelat, Viorel Lis, e simplu. E vorba de cheșcherei. S-a gândit la binele tău, la binele vostru, al relației. Uite, e perioada de criză. Omul vrea să pună un bănuț deoparte, că nu se știe mâine, poi mâine ce se întâmplă. Ok, domnilor și domnilor, încheiem cu zâmbetul pe buze, așa cum am început, și sperăm ca în fiecare seară să facem același lucru. Păi ce să spunem? Mâine seară, din nou, cu știri, cu cancanuri, cu bârfe și cu de toate. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dorim o seară cât mai bună și vă așteptăm și mâine seară. 6-6 cu Radu și Claudiu. Salutare!